Binecuvântat să fie numele Domnului, preiubiții mei frați și surori și toți cei care ascultați în această dupămasă cuvântul Domnului, ne găsim în această casă de rugăciune care o remarcați dumneavoastră pe imaginile video în orașul Gatineau, Canada, de unde vrem din nou să venim cu, am zice noi, o slujbă duhovnicească, chiar dacă nu este o adunare mare și acum cu această reglementare a autorităților de a ține bisericile închise, nu suntem decât două persoane aici care încercăm să facem această slujbă, gândindu-ne că poate va fi de folos pentru cei care stați acasă și vă este dor totuși de Cuvântul lui Dumnezeu. Am citit capitolul 55 atunci când am început lucrarea din seara aceasta, când am venit, înainte de ora 4 cu ceva. Am citit capitolul 55 din Isaia în întregime. Puteți să luați Biblie lângă dumneavoastră și să urmăriți. Nu mă voi folosi numai de prorocul Isaia, ci de toată Scriptura care este insuflată de Dumnezeu și de folos. Pentru că aș vrea să aduc și astăzi un cuvânt. Dacă am avut mai multe predici și după, mă rog, înțelegerea unora care mai critică lucrarea lui Dumnezeu și pe frații slujitori care îndrăznesc să mai spună lucrurilor pe nume, am avut în predicile acestea multe accente negative, după cum se exprimă unii. De această dată aș vrea să vin cu o veste bună. Bineînțeles că vestea aceasta bună este în funcție de cum reacționează fiecare persoană la ea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost o categorie de oameni, spune despre ei în Evanghelie Domnul Iisus Hristos, despre unii care au zădărnicit planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor, a sufletelor lor, neprimind botezul lui Ioan. Deci au fost oameni care, cu toate că Dumnezeu a făcut un plan și în planul acesta El a cuprins toată lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a dat ce a avut mai scump în cer. Pe Fiul Său prea iubit, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar au fost oameni care au zădărnicit acest plan al lui Dumnezeu în ceea ce privește propriile lor suflete. Și n-au acceptat planul acesta lui Dumnezeu. Și am rămas foarte mirat de ce pot să facă oamenii. Pentru că nu există posibilitatea mântuirii sau a salvării sau a ieșirii din această situație, spune Psalmul 49, despre unii oameni, pentru unii care se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. De-aia e surprindere pentru mine și pentru mulți alții, cred, văzând lumea aceasta în ce se zbate. Spuneam despre vremurile acestea pe care le trăim, despre starea bisericii din ultimul timp, despre motivele pentru care Dumnezeu ne-a scos din biserică, din casele de rugăciune. Este pentru că oamenii s-au depărtat de Dumnezeu. Oamenii au ajuns în aceste vremuri din urmă, așa cum spune Apostolul Pavel la Timotei, să aibă o formă de evlavie, în adevăr, dar să-i tăgăduiască puterea lui Dumnezeu. Pot să vă citesc câteva versete despre aceste zile din urmă, când vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, curitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie,
fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Asta este constatarea pe care am făcut-o eu și nu numai eu. Au fost oameni care și-au spus în sine lor, și-au spus-o și cu voce tare, cu adevărat, acestea sunt vremurile pe care astăzi le trăim. N-a fost în evul mediu așa, vreau să vă spun, cu tot obscurantismul evului mediu, cu tot vârul acela negru pe care biserica majoritară în vremea aceea l-a aruncat asupra lumii, cu toată Europa bulversată de războaie, de briganzi, de moartea neagră, de ciuma bubonică, de invaziile popoarelor migratoare, de apariția Imperiului Turcesc, care a lovit ca un berbece în zidurile Europei. Cu toate acestea, oamenii nu au fost așa ca astăzi. Adică, era important să-și câștige existența pentru cei mai mulți dintre ei. Asta era dorința, problema pe care o aveau. Foarte greu se câștiga în acele timpuri, în acele vremuri, bucata de pâine. Foarte greu. Am ajuns zile când sunt foarte multe țări, când este ușor să câștigi o bucată de pâine. Și rana de toate zilele nu e o problemă. Mai ales în Canada, în America, în țările occidentale, în Europa, chiar și în România astăzi. Dar oamenii vor altceva. Au ajuns iubitori de plăceri. Și din cauza asta, spuneam, Dumnezeu ne-a scos afară din casele de rugăciune, pentru că și cei din biserică s-au încadrat în același tipar. Și vă aduceam aminte câteva lucruri. Pe vremea când eu eram un copil, un tinerel, n-am auzit niciodată despre creștini în concediu, despre mers la mare, despre, știu eu, să ai dreptul să te relaxezi oarecum, ca și cum de la pocăință poți să iei vacanță. Dar astăzi, pentru toți acești oameni care cred că mai este o șansă de a ne pune bine cu Dumnezeu, de a-L implora pe Dumnezeu și de a accepta, de a aștepta din partea lui Dumnezeu să mai deschidă odată uștile adunării. Nu pentru că ni dor de spectacolele care erau înainte. Că dacă numai pentru asta vrem să deschidă uștile caselor de rugăciune, ca din nou să avem spectacole în casele de rugăciune, atunci n-are rost să le mai deschidă Dumnezeu. Și nu că toți sunt în același ton, dar foarte mulți. Ci pentru că în cuvântul acesta de astăzi este totuși un îndemn pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră și să vedem, ne încadrăm la el, putem să învățăm ceva din el, putem să facem ceva, putem să-L înduplecăm pe Dumnezeu. Cuvântul spune cele mai importante versete din acest capitol 55, cu toate că o să mă refer la câteva și din celelalte. Versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Căutați pe Domnul. Vreau să vă spun că în toată Biblia răsună într-o formă sau alta aceste cuvinte pentru urechea oricui vrea să asculte. Căutați pe Domnul! Pentru prima pereche de oameni, Dumnezeu cobora în grădina pe care a strădit-o la răsărit de Eden și acolo vorbea cu omul în răcoarea zilei. Și Biblia spune că într-o zi oamenii n-au mai ieșit în întâmpinarea lui Dumnezeu, ci s-au ascuns. Dacă ne uităm în Cartea Domnului,
Îndemnul acesta de a-L căuta pe Domnul îs în toată Scriptura. Îl găsim pe vremea lui Avram. Când Dumnezeu, ca să-L întâlnească Avram pe Dumnezeu, i-a spus să iese din Ur, din Aldeea și să vină într-o țară. Și acolo Avram a zidit altare și l-a căutat pe Dumnezeu în felul în care n-a învățat în Ur, în Aldeea, să o facă. A spus Dumnezeu poporului evreu, căutați pe Domnul. Și oamenii au căutat pe Dumnezeu oarecum, dar nu întotdeauna așa cum le-a cerut Dumnezeu. L-au căutat cu buzele, l-au căutat cu forme exteriore. În Deuteronom, de exemplu, în capitolul 12, în versetul 14 spune cuvântul Domnului: voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru. Adică cum? Cum făceau alte popoare, alte neamuri, care se închinau la idoli, care aveau stâlpi idolești, care aveau chipuri cioplite de Dumnezei, și se închinau copacilor pe care, mă rog, îi foloseau și ca să-și aprindă focul și ca să-și împodobească locuințele, să-și construiască casele. Zice, voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru. Adică cum fac popoarele acestea pe care Domnul le izgonește dinaintea voastră. Și spune versetul 5, ci să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să-și așeze acolo numele Lui. Acolo! Unde? Acolo unde este locașul lui Dumnezeu. Acolo unde a ales Dumnezeu să-și pune numele. Acolo unde a ales Dumnezeu să-și proslăvească numele, să se coboare prin Duhul Sfânt în adunare. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, zecierile voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca nu le-au nejuruințe, darurile de bunăvoie și întâi născuți din cirezile și turmele voastre. Acolo să mâncați și să veți înaintea Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre. Unde? La locașul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că biserica este un locaș al lui Dumnezeu în noul așezământ, după cum o clădire zidită și consacrată și închinată lui Dumnezeu ca loc de închinare publică, era un loc peste care Dumnezeu și-a așezat numele. În noul așezământ este biserica, care este o clădire duhovnicească. S-a vorbit mult despre asta. Numai că, cu adevărat, biserica, în vremea din urmă, n-a mai fost ceea ce ar fi trebuit să fie. Și unii veneau într-o casă de rugăciune, nu ca să fie cu biserica, ci să fie în prezența unui concert de muzică, zisă creștină, ci să-și întâlnească prietenii, să-și întâlnească, știu eu, grupul social din care făceau parte, cei cu care mergeau împreună la un grătar, la un meci de fotbal, la o ieșire la iarbă verde. Dacă ar fi fost numai ceea ce făcea biserica la începutul existenței ei, rugăciune, învățătură din cuvânt, așa cum spuneam odată cu ani în urmă, într-o altă locație, nu aici, dar tot în Canada, chemând frații la rugăciune, joia, marți seara, și am zis, o să avem un invitat și un oaspete de seamă. Și frații imediat și-au ciulit urechile, și-au înălțat capetele și-au așteptat să rostesc numele celui care va fi invitatul de marți seara. La timpul de rugăciune, că marți seara era rugăciune. Că s-a mai întâmplat ca marți seara să vină câte cineva care, mă rog, un predicator bun, o formație muzicală din alte părți, și venea toată biserica. Și am zis, o să fie Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu aici. Mirele nostru, Mântuitorul nostru, o să fie marți aici cu noi la rugăciune. Și parcă s-au desumflat frații.
Și marți seara, ca de obicei, 15 pe 20 de persoane din 200 de membri cât avea adunarea. De ce? Pentru că frații nu vin la biserică, ci frații vin la un grup social și am spus cum. Biblia spune să-L căutăm pe Domnul. Versetul 4 din capitolul 13, Deuteronom, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Toată Biblia e plină de aceste îndemnuri. Pot să vă citesc multe din această carte sfântă. Din păcate, versetul 11 din capitolul 16 din 1 Cronici. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Capitolul 15 din 2 Cronici. Un proroc al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, Azaria, fiul lui Oded, s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți și El, vă va părăsi. Dacă îl căutăm pe Domnul, îl vom găsi. Și dacă îl părăsim, și El ne va părăsi. Există teoria aceasta și se predică că mântuirea nu se poate pierde. Odată ce ai crezut, te-ai predat, te-ai și botezat, tu ți-ai asigurat mântuirea și gata. Nu mai poți să pierzi mântuirea. Fals! Dacă îl părăsim pe Domnul, și Domnul ne va părăsi. Despre Dima spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o vreme a umblat cu apostolul Pavel, a transmis și el salutări împreună cu apostolul Pavel, ca și un colaborator apropiat de lui Pavel. Și apoi, într-o zi, Biblia spune că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, l-a părăsit pe Domnul și l-a părăsit și pe Pavel. Nu o să-l întâlnim pe Dima în cer. Pentru că nu și-a dus mântuirea până la capăt. Biblia spune, și aș vrea să luăm aminte la cuvintele acestea, la un moment dat au fost oameni care au căutat pe Dumnezeu când au fost la strâmtoare. În Psalmi, în capitolul 18, Psalmul 18, spune versetul 6, dar în strâmtorarea mea, vorbește David, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu, din locașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Un om ca David a chemat pe Domnul, a căutat pe Domnul și Domnul l-a ascultat, Domnul i-a răspuns. Versetul 34 sau capitolul 34, Psalmul 34, versetul 4 spune: eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăvărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Multe versete. Multe versete în cartea aceasta sfântă care ne vorbește și ne îndeamnă să-L căutăm pe Domnul. Foarte multe. Acum, întrebarea este, o facem? Îl căutăm în adevăr pe Domnul? Versetul 19 din capitolul 45, prorocul Isaia, spune: eu n-am vorbit în ascuns. Dar citesc de la versetul 18.
Căci așa vorbește Domnul Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întomnit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întomnit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminței lui Iacob, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi cei scăpați dintre neamuri. Eu n-am spus căutați-mă în zadar, zice Domnul, zice cuvântul Domnului. Și bineînțeles, capitolul 51, tot prorocul Isaia, versetul 1 spune: ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopriți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Dragii mei ascultători, de oriunde veți fi, dacă este cineva în situația actuală, când jumătate din populația Pământului închisă prin case, sau le este îngrădită libertatea de mișcare și nu mai pot merge la o adunare, la o casă de rugăciune, într-un loc public unde se întâlnească cu alți frați și cu alte surori, și care totuși umblă după neprihănire, care își doresc întâlnirea cu Domnul, care își doresc neprihănirea, care caută pe Domnul. Pentru oamenii aceștia am o veste bună. Domnul încă se lasă să fie găsit. Cu toate că vreau să vă spun ceva, nu-i mult. Biblia zice că căutați-L câtă vreme se poate găsi. De ce spun aceste cuvinte? Biblia spune că este un timp de har pentru neamuri. Este un timp de har pentru popoarele acestui pământ, când harul a fost luat de la Israel. Apostolul Pavel ne spune explicit aceasta și vă citesc câteva versete ca să înțelegeți. La un moment dat, poporul evreu a căzut într-o împietrire. Și Apostolul Pavel avea o mare întristare pentru poporul acesta, care nu mai cunoștea pe Dumnezeu și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea pe care și-o pune Pavel, ce a întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Și el zice, nici de cum, că și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Și spune ce s-a întâmplat. Versetul 11, întreb dar, s-au potrivit ei ca să cadă? Nici de cum, ce prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Deci neamurile au ajuns să aibă parte de vestea bună a mântuirii, prin faptul că evreii au alunecat, au fost împietriți. De fapt, Dumnezeu i-a închis în neascultare, în împietrire, ca să aibă milă de toate neamurile. Și Apostolul Pavel, în capitolul 11, Romani, versetul 25, spune: fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Există un număr pe care Dumnezeu îl dorește și l-a scris în cartea Lui și îl știe, care trebuie să se împlinească cu acei dintre neamuri care se vor întoarce la Dumnezeu. Și apoi, harul acesta de care am avut noi parte se va tăia.
și va fi redat lui Israel. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Biblia spune în versetul 28, în ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și acesta spre binele vostru. Că dacă nu s-ar fi potrivit ei ca să cadă, nu s-ar fi deschis o ușă pentru neamuri. Ba încă și Domnul Hristos în prima parte a vieții Lui terestre, aici pe pământ, i-a spus unei femei dintre neamuri, femeie, eu am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Că la ei a venit prima dată. Spune și Evanghelistul Ioan în capitolul 1. Dar ai săi nu l-au primit. S-au dus apostolii cu Evanghelia la evrei printre neamuri. Și le-a zis, cuvântul Domnului trebuia vestit întâi vouă. Dar pentru că singuri vă faceți nevrednici de acest cuvânt, ne întoarcem către neamuri. Și s-au dus la neamuri. Mă vreau să vă spun ceva. Vremea când mai poate fi căutată Domnul de către neamuri este scurtă. Sau pe sfârșite. Vedem lucrul ăsta, eu îl văd. Mi-aduc aminte atmosfera din bisericile apostolice pentecostale din România și chiar la venirea mea în Canada. Mi-aduc aminte de câte o seară de părtășie când era potop de lacrimi. Și Duhul lui Dumnezeu era prezent în închinare. Și acum, în ultimul timp am auzit de multe ori că Domnul este aici cu noi, de era o plictiseală de moarte. Sigur că Domnul umple cerurile și pământul. El nu poate lipsi dintr-un loc. Dar nu se manifestă. Stă cu spatele la noi. De cele mai multe ori. Vremea aceasta de care vorbește prorocul Amos este aproape să vină. Pot să vă citesc ceva despre vremea aceasta. Și îmi pare rău că o spun. Se pare că nu ne dăm seama. În capitolul 8, începând de la versetul 10, vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântările în batjubociri pentru morți. Voi acoperi toate capetele cu saci și voi face toate capetele preșuve. Voi arunca țara într-o jale ca pentru un singur fiu și sfârșitul ei va fi ca o zi amară. De ce? Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază zi, la miază noapte, la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute pe Domnul, să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii. De ce? Nu foame de pâine, nu sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu vor mai fi biblii? Ba da. Nu vor mai fi predicatori? Ba da. Dar nu mai este nimic care să ajungă la inima unui om. Că s-a luat harul, se închide ușa. Am fost și eu prin familie. Și văd oamenii că tot schimbă pe canalele de YouTube și tot încearcă câte un predicator și se ascultă 5 minute o predică și apoi îl caută pe altul, că nici ăsta nu-i bun. Îmi spunea un frate, pe toți mari predicatori ai lumii am auzit predicând. Cum ai făcut? De câte ori seara când mă culc, de câte ori seara când trebuie să mă culc, pun câte un predicator de ăsta și mă pun în pat și îi dau drumul să meargă și și auzi tot ce spune? Nu, aud cam primele 5 minute, că după aia dorm. Asta nu e ascultarea cuvântului. Băi, dar mă iau un somn, nu pot să-l ascult până la capăt. Parcă mi-e ciudă că nu mai pot să ascult. Și înainte mergeai în adunare, în câte o bisericuță la țară, și era un frate care abia se labisea pe Scriptură, că nu știa bine citi. Și n-avea nici seminar, nici școală teologică, nici știu eu ce studii la Sorbona.
Dar când striga odată, slăvit să fie Domnul, simțeai numai că Duhul Sfânt ia în primire adunarea. Și biserica se bucura, se înviora, se înflăcăra. Mai auzeai câte un cuvânt, așa vorbește Domnul. Și nu numai de bine, câteodată și câte un cuvânt de mustrare. Și toți se bucurau frații, că acolo unde sunt descoperiri dumnezeiești, poporului cu frâu, nu fără frâu. Va veni ziua aceasta, despre care vorbește cartea Apocalipsei. În capitolul 22. Versetul 10 începând spune, apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Acum, mai greu, dar încă te mai poți sfinți dacă nu ești sfânt. Dar vine vremea când se închide ușa de tot și atunci cine este întinat trebuie să trăiască mai departe întinat. Pentru că nu mai poate trece dintr-o tabără în alta. Pentru că numărul e deplin. Pentru că harul a fost dat din nou Israelului. Care e din nou întors acolo în Palestina. Și așteaptă îndurarea lui Dumnezeu. Mișcarea apei. Încă Domnul poate fi găsit. Căutați pe Domnul, spune prorocul, câtă vreme se mai poate găsi. Este un cuvânt în cartea Domnului, în Faptele Apostolilor, frații probabil că îl cunosc bine acest cuvânt, atunci când s-a dus Petru în casa lui Corneliu și a predicat Evanghelia, el rostește niște cuvinte. Spune în capitolul 10, versetul 34, spune cuvântul Domnului așa, atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Ce a găsit Dumnezeu la Corneliu? Un om, Biblia spune, că era cucernic, temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în orodul lui, și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și Petru are înțelegerea acestui fapt, că în orice neam, nu numai în poporul evreu, dacă este cineva într-adevăr, care se teme de Dumnezeu și lucrează neprihănire, este primit de El. Ce am citit din Isaia, din capitolul 51, ascultați-mă voi care umblați după neprihănire. Umblăm după neprihănire, fraților? Sau umblăm după plăcerile noastre? Vrem să revenim din nou într-un fel de închinare în care să ne bucurăm de părtășie cu frații, cu surorile și Duhul Sfânt să fie prezent la întâlnirile noastre? Trebuie să ne temem de Domnul, să umblăm după neprihănire și să-L căutăm acum repede până vreme să mai poate găsi. Capitolul 55 începe cu versetul, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Veniți și cumpărați. Dar versetul 2 spune ceva în opoziție cu primul.
De ce cântăriți argintul pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. A venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr, bogat. Se părea că era și el doritor după neprihănire. Că era temător de Dumnezeu, că zice că păzea legea. Și a venit și el și a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ca să am și eu viața veșnică. S-a dus la cea mai autorizată persoană din univers care putea să deie viața veșnică. Domnul Hristos a spus, pe mine m-a trimis Tatăl să dau viața veșnică. Și spune El foarte clar în Evanghelia după Ioan cuvintele acestea și le citesc pentru că nu e așa de greu de citit. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică. Fiul lui Dumnezeu a spus. Versetul 28 spune, nu mă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Domnul Hristos este sursa vieții veșnice. Nu este alt nume în care cineva poate să aibă mântuire. Numai numele Sfânt, mare, glorios, mai presus de orice nume. Domnul Iisus Hristos, în numele Lui se capătă mântuire. Și-a venit tânărul bogat la El. Și-a venit la El și-a zis, ce să fac ca să am viața veșnică și cunoașteți istoria acestui tânăr. Am plinit și legea. Numai că a plecat foarte întristat. Pentru că atunci când Domnul Hristos a spus, dacă vrei să fii desăvârșit și să intri în viață, cu alte cuvinte, i-a zis, du-te de vinde ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vină și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Pe ce și-a cheltuit veniturile? Pe ce a cheltuit argintul și aurul? Pentru lucruri care nu-l hrăneau și pentru lucruri care nu-l săturau. Îl săturau și îl hrăneau din punct de vedere firesc, pământesc. Dar îi zice Biblia, ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Tragedia bisericilor în vremea din urmă este că n-am hrănit sufletul, am hrănit trupul. Sufletul nu mâncă sarmale. Sufletul nu mâncă grătare. Chiar și în vremea asta de pandemie am vorbit cu frați. Și am întrebat, ați respectat? Ați stat? Distanțarea asta socială, cum spun autoritățile, nu v-ați mai întâlnit deloc, păi dacă așa au zis, gata cu biserica, da la un grătar. Apoi două, trei familii ne-a mai strâns așa pe de-ascuns. Auziți? Pentru trup, încă mai fost loc. Dar Biblia spune, ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va bucura desfăta cu bucate gustoase. Care sunt bucatele pentru suflet? Ce are nevoie sufletul ca să trăiască? Omul dinăuntru, că la omul ăsta din afară îi tot dăm. La omul dinăuntru îi plac zilele de post, îi place rugăciunea în odăiță, îi place cuvântul lui Dumnezeu. La omul dinăuntru îi place să fie rănit din Biblie, din Cartea Sfântă, pentru că spune un cuvânt din Biblie, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvântul acesta care l-am citit
Spune, căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din cerul și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce îl mănâncă. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Cuvântul care a venit de la Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Logosul întrupat. El a venit să mântuiască ce era pierdut. Mai este o vreme scurtă când Domnul poate fi căutat. Câtă vreme mai poate fi găsit? Căutați-L. E scurtă vremea. Nu lăsa pe mâine. Este vremea să ne întoarcem la practica fraților înaintași în credință. Să ne plecăm genunchi în odăiță. Să plângem după Domnul. Să ne dorim neprihănirea, să facem o cercetare în viața noastră. Stai cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și pune-ți întrebarea, când a fost ultima oară când ai simțit susurul blând și subțire că trece prin dreptul peșterii unde te-ai ascuns și spune această întrebare, ce faci aici, frate? Ce faci aici? Te-a întrebat în cu 3-4 luni în urmă, când frații tăi erau strânși la închinare și tu erai pe malul Herășteului, la pescuit. Când frații în câte o seară erau la rugăciune și tu aveai un meci de fotbal, așa, organizat în cartier. A trecut susurul blând, a trecut Duhul lui Dumnezeu pe la tine să te întrebe, ce faci? Unde ești? Căutați pe Domnul cât încă se mai poate găsi. Vremea e scurtă. Unii se amăgesc că ei botezați, că ei au încheiat un legământ cu Domnul. Unii declară că au fost și botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și acum au timp de cinema mezon. Dacă tot nu e adunare, că și așa, numai duminica mereau, ori dimineața, ori după masa, și acum au vacanță. Au vacanță de la adunare. Și nu știe nimeni ce fac pe acasă. Și vine ziua aceea mare când Domnul nu o să mai poată fi găsit. Și atunci, dintr-o dată, unii se vor trezi ca dintr-un somn și vor vrea să meargă la Domnul. Vor striga cum o strigat David când a ajuns în necaz, când a ajuns în nenorocire. Atunci, în strâmtorarea mea, zice David, am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui cel sfânt, el mi-a auzit glasul. L-a strigat Iona din pântecele Chitului, spune cuvântul Domnului, un om care și el ca și noi de multe ori, probabil, sau noi ca și el de multe ori, când Domnul ne-a spus, o luăm la dreapta, am luat-o la stânga, și spune aici despre Iona, a ajuns în pântecele Chitului, dar s-a pocăit acolo în pântecele Chitului. S-a pocăit. Zice, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peșterului și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pocurât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Și spune cuvântul aici, cei ce se lipesc de idol de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Îți tânjește sufletul? Îți tânjește sufletul după Domnul?
cauți neprihănirea, cauți pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopriți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Este vremea să vă recântăriți faptele, inimile să le verificați și să vedeți pe ce cântăriți argintul, pentru ce lucrați, pentru ce vă chinuiți sufletul. Care este și care a fost până acum principalele scopuri pe care le-ați avut în viață? Cuvântul lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a spus clar că noi, ca și oameni răscumpărați de Domnul Iisus prin jertfă, noi trebuie să căutăm întâi de toate împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri pe care neamurile le caută, El, Tatăl nostru cel Ceresc, știe că avem trebuință de ele și ne le va da într-o zi. Așa, la momentul potrivit, atunci când avem nevoie. Dar mai întâi împărăția. Așa am făcut. Iona zice, când întângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul. A lăsat Dumnezeu vremurile acestea de secetă. Că nu-i tot una să asculți pe YouTube o cântare sau o predică sau o poezie. Sau să-i vezi pe frații acolo, eu pot să-mi văd nepoții pe WhatsApp sau, știu eu, pe înregistrări video mai vechi și nu-mi satur sufletul cu așa ceva. Nu e acela lucru ca atunci când ești acolo, când îi poți lua în brațe, când te poți juca cu ei, când îi poți săruta pe frunte, când le poți face un dar. Spiritual, în același fel, sufletul acesta n-are nevoie de hrana aceasta după care alergăm și pe care o avem încă și acum. Și are nevoie de ceea ce a lăsat Dumnezeu în biserică. Ca mădularele să aibă legătură unele cu altele și toate să-și primească creșterea prin hrana pe care o capătă de la cap, care este Domnul Hristos. Să-și primească creșterea și hrana prin încheieturile care le leagă unele de altele. Luați aminte și veniți la mine, spune Domnul. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Domnul are o vreme când poate fi găsit. Are o vreme, Biblia spune, când este aproape. Chemați-l când este aproape. Am auzit frați care au avut din partea lui Dumnezeu oferte și nu le-au luat în seamă. Și erau în biserică. Și pentru că n-au luat în seamă oferta lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu și avertizările lui Dumnezeu și lucrările care Dumnezeu le-a dat prin Duhul Sfânt de atenționare, Dumnezeu s-a depărtat și oamenii aceia nu s-au mai putut întoarce la Dumnezeu. Mi-aduc aminte că spunea un frate despre cineva care a fost în biserică ani de zile. Ani de zile, n-a fost o vedetă în biserică. Dar a fost acolo, pe bancă. A cântat cu frații, s-a rugat cu frații, a pus el un bană corect. Într-o zi a plecat din biserică. S-a lăsat cu totul de pocăință. Și acum când ieșeau frații de la adunare, el din crâșmă ieșea afară și râdea de ei și îi batjocorea. Și spunea tot felul de năstrușnicii la adresa lor. La un moment dat, un frate de-a nostru, mai revoluționar, așa s-a dus la el, l-a luat de gulerul cămășii și a zis, când te atinge pe tine odată, biciul lui Dumnezeu, ai să vezi tu atunci, dacă mai râzi și îți mai bat joc. Omul acela s-a oprit din râs, s-a schimbat la față, l-a prins pe fratele nostru cu amândouă mâinile de gulele ainei. Fratele s-a gândit că acum urmează o păruială, o bătaie în lege. Și i-a spus așa foarte de aproape, auzi, dacă m-ar atinge biciul lui Dumnezeu, cum zici tu, tot aș crede că mai am vreo șansă de salvare, de întoarcere. Dar Dumnezeu nu mai are nimic cu mine.
Eu nu mai pot să-L caut pe Dumnezeu. Eu m-am depărtat de El. Eu s-a pierdut. I-a lăsat cămașa și s-a dus înapoi în crâșmă. Pe Dumnezeu trebuie să-L cauți câtă vreme poate fi găsit și câtă vreme este să-L chemi, câtă vreme este aproape. Nu a fost în familia ta? Nu este încă în familia ta Dumnezeu? Tineri, dragi tineri, care mă auziți, aveți părinți pe care i-auziți rugându-se, poate cu lacrimi, cum am auzit și eu mama și tatăl, implorând mila lui Dumnezeu pentru noi. E acolo Dumnezeu când ai părinți care strigă din camera alăturată către Dumnezeu. E aproape, cheamă-L și tu. Ai o soție care încă poate plânge pe genunchi. Dumnezeu e aproape, e în colțul tău. Pleacă și tu genunchii lângă ea și cheamă-L și tu. Ai un soț care te tot așteaptă să-ți schimbi purtările, să mai lași moda și lumea, să te întorci și se roagă cu lacrimi pentru tine. E aproape, că e acolo în căminul vostru, cheamă-L și tu. Dumnezeu trebuie căutat cât este aproape și trebuie chemat cât e aproape. Trebuie căutat cât mai poate fi găsit și trebuie chemat cât e aproape. Cum, Doamne? Cum să facem, Doamne? Cuvântul urmează și spune să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Am spus, ușa e aproape să se închidă, dar astăzi încă e deschisă. Astăzi încă e deschisă. Dar Biblia ne spune foarte clar, nu mâine! Nu mâine! Astăzi! Acum! În cartea, în epistola pe care Apostolul Pavel o scrie evreilor, este acest cuvânt. Și ar fi bine să luăm aminte la el. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Versetul 7, de aceea cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Pe ce cale ești? Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu. N-am timp să vă vorbesc de toate aceste gânduri, de toate aceste căi care sunt rele, care duc la moarte, care te pot scoate din rai, din biserică, din trupul Domnului Iisus Hristos. Există avertizări din partea Duhului Sfânt. La un moment dat, un înger al Domnului i-a spus unui om care își zicea proroc, care vedea vedenia celui atotputernic și care s-a dus să blasteme pe poporul lui Dumnezeu, că l-a chemat un împărat păgân. Și Dumnezeu a ieșit înainte printr-un înger și i-a spus, drumul pe care mergi este un drum care merge la pierzare înaintea mea. Ce și-a dorit Balac? A iubit, spune Biblia, plata fără de legii. Și zice el, se lamentează el, o, de-aș avea parte de moartea celor iubiți de el, de Dumnezeu. Nu a avut parte de moartea aceasta. Pentru că și-a dorit bogăție, și-a dorit un câștig din slujba lui de proroc. Și-a murit, tăiat cu sabia, într-un război. Nu s-a lăsat de calea lui. Sunt căi care duc la moarte, minciuna, răutatea, pisma, clevetirea, vorbirea de rău și toate acele lucruri pe care le-am citat din 2 Timotei, pe care le spune Apostolul Pavel despre caracteristicile zilelor din urmă pe care noi le trăim astăzi. Cum sunt oamenii în zilele din urmă? Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, spune cuvântul Domnului.
Și unii care au umblat după aceasta, citesc din 1 Timotei. Noi n-avem, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă, cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iubitor de bani, iubitor de sine, hulitori. Auzi câte lucrare, îs rare lucrările adevărate. Proroci adevărați sunt rari. Dar când auzi totuși câte una, un cuvânt de mustrare, nu mai cred, frate, asta nu e de la Domnul. Că prorocia e pentru zidire sufletească, nu e ca să dăie cineva cu bâta. Așa predică unii. Preiubiții mei, frați, am avut în această zi îndemnul acesta să vă îndemn, să vă citesc din Scriptură, că încă este valabil îndemnul acesta din partea Duhului Sfânt. Căutați pe Domnul. Cei care ați fost în adunări, dar ați fost de formă, cei care ați avut o formă de evlavie, cei care... A fost ceva în mintea voastră și în inima voastră. Poate unii n-au fost creștini născuți din nou, dar au fost măcar prin educație. Au acceptat cu mintea ce le-au spus părinții, păstori, unii s-au botezat. Dar nu cu toată inima. Și încă obiectivele majore ale vieții lor este un trai bun. O poziție socială bună. Biserica, cu adevărat, acea etnitate spirituală sfântă pe care Apostolul vrea să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu fără pată și fără zbârcitură. Ea are un singur obiectiv. Cerul. Are o singură dorință să fie împreună cu Domnul Hristos în ziua aceea glorioasă și sfântă. Pentru aceasta trebuie căuta Domnul. Cu toată inima. Înainte de orice. Înaintea hranei de toate zilele. Înaintea casei în care locuiești, Domnul știe că avem trebuință și de ele. Ca să-L căutăm pe Domnul, trebuie să lăsăm calea noastră. Să ne decercetăm cărările pe care am umblat. Unii spun că nu-s de acord cu așa o întoarcere înapoi în timp la niște cărări vechi, la niște cărări de demult. Și din pricina aceasta se rătăcesc. Cuvântul Domnului ne vorbește prin prorocul Isaia, capitolul 6, versetul 16. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați. Care sunt cărările cele vechi? Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. A fost un îndemn dat poporului evreu. Ei ziceau, nu vrem să umblăm pe ele. Așa au spus poporul evreu. Dacă o facem și noi la fel, îi vai de noi! Pentru că atunci se va împlini un cuvânt. Zădărnicim și noi planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru noi, neprimind. Fariseii și cărturarii în vremea lui Ioan n-au primit botezul lui Ioan. Noi nu primim cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a venit și ne-a trasat un drum. Un drum despre care vorbește și prorocul Isaia. Spune în capitolul 35, versetul 8, acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea. Chiar și cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea,
nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Calea asta este o cale sfântă. E numită în Noul Testament calea credinței. Apostolul Pavel, pe când se numea încă Saul, s-a dus ca să-i prindă pe cei care umblau pe calea credinței. E mai numită și calea adevărului. Hai să ne cercetăm căile și faptele. Hai să vedem pe ce drumuri umblăm. Hai să vedem cărările acelea vechi pe care au umblat bătrânii care au fost înainte de noi și care l-au cunoscut bine pe Domnul. Haideți să-L căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi și să ne întoarcem cu toată inima spre Domnul. Să strigăm ca Iona. Și poate că Domnul se va îndura și ne va lăsa iarăși să vedem templul Lui cel Sfânt. Amin. Amin.